Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corpul uman. Ca orice alt organ, este susceptibil la diverse boli, dar cea mai uimitoare proprietate a sa este capacitatea de a se regenera prin formarea de celule noi, ajutat nu numai de medicamente, ci și de o alimentație adecvată. Sănătatea ficatului afectează funcționarea întregului organism. El produce bilă, care ajută la buna digestie a alimentelor. El neutralizează și elimină toxinele, compușii străini și microbii dăunători, realizând detoxifierea întregului organism. Ficatul joacă un rol important în metabolismul proteinelor, grăsimilor, glucozei, colesterolului și a hormonelor. Bolile hepatice cronice perturbă funcționarea normală a acestuia și afectează vitalitatea generală a organismului, ducând la deteriorarea sistemului cardiovascular și digestiv. De asemenea, poate afecta funcțiile de reproducere, poate provoca creșterea în greutate și poate duce la probleme de vedere. În plus, există un risc crescut de a dezvolta diabet, boli ale glandei tiroide și tulburări grave ale sistemului nervos. Diferitele terciuri oferă numeroase beneficii pentru sănătate nu doar pentru ficat, ci și pentru alte organe ale tractului gastrointestinal. Printre cele mai benefice terciuri pentru sănătatea ficatului se numără fulgii de ovăz. Consumul de fulgi de ovăz nu numai că ajută tractul digestiv, dar ajută și la ameliorarea simptomelor de gastrită, pancreatită și ulcer. Ovăzul ajută la absorbția excesului de grăsimi, reducând automat valoarea calorică a altor alimente consumate împreună cu terciul. Includerea fulgilor de ovăz în dietă este excelentă pentru persoanele cu probleme de sănătate legate de ficat și de alte organe. Ovăzul oferă o senzație de sațietate pentru o perioadă îndelungată și promovează îmbunătățirea metabolismului și a activității sistemului digestiv. Cerealele integrale au un impact pozitiv asupra tractului gastrointestinal, reducând riscul de a dezvolta boli cronice și excesul de greutate. Fulgii de ovăz în special au un indice glicemic relativ scăzut, iar fibrele prezente în ovăz sunt benefice pentru stomac, deoarece pot acoperi pereții iritați ai organelor, reducând sensibilitatea și aciditatea. Cu toate acestea, este important să ne amintim că moderația este esențială. Consumul excesiv de fulgi de ovăz poate anula beneficiile sale. Acidul fitic găsit în ovăz se poate acumula în organism și poate contribui la epuizarea calciului din țesutul osos. În concluzie, ficatul este un organ vital care se poate regenera cu ajutorul unei alimentații adecvate. Fulgii de ovăz, alături de alte cereale integrale, sunt foarte benefice pentru sănătatea ficatului și a sistemului digestiv, dar trebuie consumați cu moderație pentru a evita eventualele efecte negative. Nu este recomandat consumul de fulgi și cereale de ovăz pentru persoanele care suferă de intoleranță la proteinele din cereale. Această afecțiune se numește boală celiacă. În cazul acestei boli, vilozitățile intestinelor devin inactive și încetează să mai funcționeze, ceea ce duce la imposibilitatea de a absorbi și de a furniza nutrienți organismului nostru. În plus, aceasta perturbă funcțiile intestinelor, ducând la sindromul colonului iritabil, tulburări de stomac și balonare. Este demn de remarcat faptul că fulgii de ovăz cu fierbere rapidă au mai puține proprietăți benefice în comparație cu fulgii de ovăz tradiționali. Acest lucru se datorează faptului că procesarea tehnologică reduce cantitatea de vitamine din acest terci, ceea ce duce la perturbări ale metabolismului și ale aprovizionării cu energie a organismului. În ceea ce privește grișul, oamenii de știință au dezbătut de mulți ani beneficiile sale pentru sănătate. Unii argumentează despre beneficiile sale excepționale, în timp ce alții susțin că semolina nu poate fi considerată un produs alimentar necesar pentru persoanele sănătoase. Cu toate acestea, ca și fulgii de ovăz, semolina poate ajuta la acoperirea pereților sensibili ai stomacului și esofagului, reducând aciditatea și ameliorând simptomele arsurilor la stomac. Acest lucru nu numai că elimină senzațiile neplăcute, dar întărește și funcțiile de protecție a organelor împotriva dezvoltării tumorilor maligne. În plus, semolina ajută la eliminarea toxinelor din organism. Datorită valorii sale calorice ridicate, semolina este potrivită pentru persoanele care se confruntă cu oboseală și slăbiciune, oferind energie pentru a combate îmbătrânirea. Pentru persoanele cu patologii cronice ale rinichilor, esofagului, stomacului și vezicii urinare, este benefică includerea în dieta obișnuită a semolinei, de preferință gătită cu apă. În ceea ce privește hrișca, consumul său regulat are un efect pozitiv asupra funcționării tractului gastrointestinal, permițând îmbunătățirea funcțiilor intestinale și hepatice. Hrișca ajută la eliminarea toxinelor din organism prin accelerarea secreției de bilă, iar toate produsele de descompunere sunt excretate din organism.
Ca urmare, ficatul începe să funcționeze mai eficient și absorbe mai bine toate microelementele, vitaminele și mineralele care vin odată cu alimentele. Hrișca permite reducerea excesului de greutate, normalizează nivelul colesterolului și previne deficiența de vitamine și anemia. În plus, hrișca conține o cantitate mare de proteine, care sunt absorbite în proporție de 78-80%. O rețetă deosebit de populară pentru curățarea ficatului implică hrișcă și chefir. Pentru a o prepara, trebuie să luați chefir cu conținut scăzut de grăsime și boabe de hrișcă de înaltă calitate. Clătiți boabele de hrișcă cu apă clocotită, puneți-le într-un recipient adânc și turnați chefirul peste ele. Lăsați amestecul să stea în frigider peste noapte, iar dimineața încălziți-l la temperatura camerei. După aceea, ar trebui să mâncați hrișca și apoi să beți un pahar de apă caldă. Următoarea masă nu trebuie să fie mai devreme de ora 1 pentru curățarea ficatului, iar acest fel de mâncare trebuie consumat timp de 10 zile. Hrișca conține antioxidanți vegetali, proteine, precum și fier, fosfor, sodiu și magneziu. Acest terciu elimină în mod natural toxinele și otrăvurile, reducând astfel încărcătura ficatului. Lipidele prezente în hrișca ajută la eliminarea grăsimilor. Din acest motiv, hrișca este benefică nu doar pentru organele interne, ci și pentru aspectul fizic. Terciul de hrișcă este util de consumat în zilele de post, în dietă, precum și în caz de otrăvire sau intoxicație datorată unor boli infecțioase anterioare. Acest tip de terci de hrișcă este benefic pentru persoanele care suferă de colită, tulburări de stomac, boli de ficat și tulburări metabolice. Deoarece se ocupă în special de metale grele, antibiotice medicinale, toxine și otrăvuri. Trebuie remarcat faptul că hrișca este deosebit de benefică ca aliment pentru menținerea sănătății inimii. În plus, hrișca furnizează organismului potasiu, o substanță cu proprietăți vasodilatatoare care poate scădea tensiunea arterială. Prieteni, sunteți de acord cu lista produselor menționate anterior? Împărtășiți-vă părerea în comentarii, iar dacă v-a plăcut episodul, puneți un like și distribuiți-l cu prietenii și familia voastră. Pe curând!